Bună ziua, prieteni, și bine ați venit la un alt fel de vlog. Astăzi e, apropo, a doua zi de Paște, 20 aprilie 2020. Sau 2020, așa cum îmi place mie să spun. Astăzi o să vorbim și despre coronavirus, o să vorbim și despre antenele astea 5G. Știu că n-am mai făcut de foarte mult timp filmulețe, nu de foarte mult timp, de 3 săptămâni n-am mai postat ceva concret pe canalul de YouTube. Asta pentru că sunt în criză de inspirație, bă. Bă, e ok. Bă, și m-am gândit că ar fi o idee bună să ies așa prin parc, să mai stau de vorbă cu voi și să vedem împreună ce se întâmplă cu lumea. De fapt, la ultimele videoclipuri pe care le-am postat, am avut fel și fel de feedback-uri de la oameni care îmi spuneau, bă, să mai fac chestii de genul ăsta. Iar unele care îmi spuneau că nu prea stă bine, că ești prea serios, tu ești genul ăla de om mai glumeț, care... Hai cu lumina asta, ce mă enervează, mă. Tu ești genul ăla de om care ești mai glumeț, stă bine să fii mai funny și așa mai departe. Bă, și m-a băgat într-o criză de asta de n-am mai știut efectiv ce să mai postez, ce să mai fac, cum să mai fac. Pe lângă asta mai m-am implicat în niște proiecte. Unul dintre proiecte este un videoclip la care lucrez pentru ultima mea piesă. Piesa se numește Am băgat un cui și o găsiți în descriere sau undeva pe aici pe ecran, o să punem ceva. Pentru care am filmat în 2 sau 3 zile la rând și am stat să editez. Nu mi-a plăcut prima variantă, acum am început să editez la altă variantă. Iar următorul proiect este, de fapt, dacă vreți, o combinație cu doi băieți care îmi sunt foarte dragi și pe care îi cunoașteți, dacă stau să mă gândesc. Uite, ăștia în parcuri nu te mai lasă să folosești chestiile astea, da, pentru copii, nu te mai lasă să intri în parc, cauza virusului corona. Dar cu toate astea, să știți că situația în Marea Britanie nu cred că are termen de comparație cu România. Ok, în primul rând, haideți să vorbim despre coronavirus, da? Și ce înseamnă chestia asta. După cum știți, s-au impus niște reguli care au intrat în vigoare deja de vreo 3 săptămâni și în România. Reguli care sunt foarte stricte din multe puncte de vedere. Și unii spun că asta este un lucru foarte rău, că ne-am întors în comunism, alții spun că e cât se poate de normal să se întâmple așa. Da, și eu cred că se exagerează puțin, dat fiind faptul că eu locuiesc în Marea Britanie, în Anglia, și vântul. Și deși și ei sunt la fel aceleași reguli, sincer eu nu am auzit și nu am văzut pe cineva să se plângă că ar fi luat o amendă, nu am văzut personal poliție să vină la mine să mă oprească pe stradă, să mă întrebe unde mă duc, cât stau, de ce mă duc și așa mai departe. Chestia asta cu distanțarea socială este deja, s-a pus în practică și e foarte ușor să-ți dai seama când te duci la supermarket, de exemplu, să-ți cumperi mâncare, o să vezi că trebuie să aștepți de fiecare dată să iasă cineva din magazin ca apoi să intri tu. Sunt undeva la 60.300 de cazuri de decese din cauza coronavirusului aici în UK și asta este alarmant din punctul meu de vedere, pentru că deja am depășit Spania, Italia, chiar și China. Suntem practic locul 1 cu cele mai multe decese în lume din cauza coronavirus și asta este îngrijorător. N-aș vrea să fac din vlogul ăsta, n-aș vrea să creez panică mai mult decât se creează la televizor sau pe internet. Am văzut cu toții că lumea e, bă, speriată, deja au început să, nu știu, să iasă lumea stradă, să se bată cu poliția, să facă scandalul și așa mai departe, e aiurea. Nu cred că trebuie să ne panicăm așa cum o facem. E adevărat că nu am mai trecut printr-o asemenea chestie, noi, în generația asta și nici cei din generația trecută, dar totuși nu cred că trebuie să ne panicăm în felul ăsta. În încheiere despre coronavirus, cred că e cel mai bine să stăm în casă și să ascultăm sfatul autorităților cât mai mult posibil. În primul rând că trebuie să ne gândim dacă într-adevăr virusul ăsta există și dacă într-adevăr este așa de periculos. Poate nu e periculos pentru noi, că noi suntem tineri și stăm mult mai bine cu imunitatea.
dar poate fi periculos pentru părinții noștri și atunci trebuie să facem cumva și să stăm în casă și să ascultăm de ce spun autoritățile. Chiar dacă ne mint, chiar dacă își bat joc de noi, cumva, deși nu văd de ce ar face chestia asta, de ce ar vrea să oprească economia, de ce ar vrea să nu ne mai ducem la muncă și așa mai departe. Mi se pare puțin penibil să crezi că e totul o vrăjeală. Pe la mână o să vorbim și despre antenele 5G, despre care au apărut o mulțime de teorii de-astea ale conspirației. Cauza antenelor 5G s-a ajuns la crearea acestui virus, ceea ce mi se pare penibil. Înainte să crezi o chestie, stai puțin și gândește-te la chestia aia. Bă, are cum să fie adevărat? Are o relevanță? Adică, nu știu, părerea mea despre antenele 5G este că sunt făcute să ne ajute pe noi. De noi depind toate firmele astea mari de telecomunicații. Deci dacă noi le cumpărăm lor produsele, ei pot fi pe piață, da? Pot să reziste ca și companie. Așadar, antenele 5G sunt făcute să ne ajute pe noi, să avem un internet mai rapid, mai sigur și așa mai departe. Pandemia asta există și trebuie să ne ferim și trebuie să fim conștienți de faptul că este destul de periculoasă și dacă vrem să nu ne îmbolnăvim sau să nu îmbolnăvim pe alții, trebuie să respectăm măsurile de siguranță luate de guvern. Din nou, punctul meu de vedere. Despre antenele 5G, știm cu toții că sunt o groază de teorii. Înainte de a lua în calcul o chestie, o teorie de asta, trebuie să vă documentați fiecare, să citiți, să aflați, să vedeți dacă este așa sau nu este așa. E foarte simplu. Un alt fel de vlog continuu. Păi vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Eu am fost Mihai, ăsta a fost un alt fel de vlog. Nu uitați și voi de like, de comentarii și până data viitoare, eu vă mulțumesc frumos, bye bye și cu voi a fost Mihai. Am băgat un cui și am ieșit din casă. Totul e frumos și vremea e frumoasă. Mă simt fericit, dis de dimineață. Mai rulez un cui plin de verdeață. Am băgat un cui și am ieșit din casă. Totul e frumos și vremea e frumoasă. Mă simt fericit, dis de dimineață.